Jumătate din directorii generali din România se așteaptă la creșterea veniturilor pentru companiile în care activează, iar 56% vor să majoreze numărul de angajați în următoarele 12 luni, conform rezultatului sondajului anual PricewaterhouseCoopers Global CEO. Optimismul directorilor generali din România este hrănit atât de creșterea economică din ultimii 3 ani, cât și de estimările de creștere a PIB-ului pentru anul 2016 de 4%. Cu toate acestea, ar trebui să fim atenți la norii de furtună ce se adună pe piețele emergente și cele de capital și să ne asigurăm că nu suntem luați prin surprindere în cazul unei noi crize globale similare cu cea din 2008. Pentru a pune la adăpost economia României, trebuie să continuăm în ritm susținut reformele structurale, reducerea birocrației, reformarea sectorului public și îmbunătățirea infrastructurii țării, astfel încât să menținem România pe lista destinațiilor atractive pentru investiții, a declarat Ionut Simion, country manager pentru PricewaterhouseCoopers. Peste 1400 de directori de companii au fost intervievați în cadrul studiului ce a fost lansat în deschiderea întâlnirii anuale a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția. Sunt Silviu Calotă și se pare că avântul tehnocrat i-a impulsionat și pe directorii de companii.